construit după tehnologia stealth, F-22 aproape că nu se aude în aer și este greu de descoperit de inamici. A fost special proiectat pentru supremație aeriană împotriva aparatelor Su-27, construite de ruși, și nici nu trebuie să aterizeze pentru realimentare. Primește cherosen în aer. Ce poate să facă Raptor, ne spun chiar piloții care l-au adus în România. Un avion de generația a 5-a are capabilități stealth, multă avionică integrată, am tot ce îmi trebuie în carlingă, sisteme pe care alte avioane nu le au. Celălalt avion care a sosit astăzi este un KC-135, o aeronavă de realimentare care ne dă combustibil. Am avut nevoie de combustibil suplimentar pentru a ajunge aici. Tehnologia antiradar are însă un preț pe măsură. Un singur F-22 costă 150 de milioane de dolari. Și cum bugetul forțelor aeriene române pentru acest an este de 617 milioane de dolari, România și-ar putea permite să cumpere doar 4 avioane. Dar ar rămâne fără bani de combustibil. Asta nu înseamnă însă că șefii aviației nu își doresc un astfel de aparat. Mai avem mult însă până acolo. GAC-5 însemnând invizibilitate, însemnând supercroazieră, însemnând supermanevrabilitate. Caracteristici generice care de fapt determină ca acest tip de aeronavă să fie practic imbatabil în câmpul de luptă. Generație 5, către care putem accede numai trecând prin avioanele de generație 4. Lucrul pe care îl facem, după cum știți, cu avioanele F-16 PAS, obligatoriu pentru noi în îndeplinirea unei concepții existente la momentul acesta, care să ne îndreptățească să accedem către un avion superior. Cele două aparate F-22 au plecat repede din România, însă rămân în zona Europei de Est. Avioanele vor vizita și alte state NATO din regiune, într-o misiune prin care Statele Unite doresc să reafirme sprijinul pe care îl acordă statelor partenere din Pactul Nord-Atlantic.